Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Știți ce da lucruri interesante se mai întâmplă prin școlile noastre? Foarte multe, vă spun eu. Cât eram noi prinși cu legile educației, cu admiterea în licee, dezbăteam cum să avem un bacalaureat cât mai relevant, trei elevi de la o școală gimnazială din Petroșani au fost depistați că au consumat substanțe psihotrope. Droguri, mai pe scurt. Reiau că poate n-ați fost pe fază. Copii care au 14 ani sunt în clasa a 8-a. Vă mărturisesc că, deși sunt profesor de vreo 20 de ani, sunt și părinte, am fost totuși foarte surprins. Deși mi-a fost dat să văd multe prin școlile în care am predat de când sunt eu în învățământ. Nu m-aș fi gândit că drogurile pot ajunge, iată, inclusiv în curtea școlilor gimnaziale. O fi vreun caz izolat, m-am gândit eu. Mi-am zis, hai să nu exagerăm. Și am încercat să mă documentez un pic pe subiectul ăsta. Până am citit niște statistici, până am văzut ce studii, ce articole sunt, cel puțin în ultimii 5-7 ani din ce am reușit eu să văd până acum, și iată, sunt cel puțin în unitățile de învățământ din mediul urban, este aproape imposibil să nu existe cel puțin câțiva copii care să nu fi încercat măcar o dată o astfel de experiență. O constatare mai mult decât îngrijorătoare, care m-a determinat să vă propun în această seară o discuție în care să aflăm care este amploarea acestui fenomen în școlile din România și, în mod evident, ce putem face pentru a-i limita efectele. Îi am ca invitați alături de mine, în încercarea de a găsi un răspuns la aceste întrebări, pe domnul Bogdan Gheorghe, din partea Agenției Naționale Antidrog. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara. Și prin Skype, alături de noi, este și domnul Eugen Hriscu, psihoterapeut și un foarte bun cunoscător al politicilor publice de prevenție pe acest subiect. Bună seara, domnule Hriscu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da, le reamintesc și ascultătorilor noștri că pot interveni în conversația noastră și chiar aș fi interesat, sunt convins că sunt și părinți și profesori în egală măsură interesați de stoparea acestui fenomen. Ce putem face pentru a preveni consumul de droguri în școli? Iată, la vârste din ce în ce mai mici. 0372069599, după cum v-ați obișnuit, sau pe pagina noastră de Facebook. Domnule Bogdan Gheorghe, dați-mi voie să dau startul acestei conversații cu dumneavoastră, pentru că cu asta aș vrea să începem. Cât de mare este acest fenomen? Adică, prima mea senzație, vă spuneam mai devreme, e că, dom'le, o fi vreun caz izolat. Sunt trei puștani teribiliști care cine știe cum au ajuns. Câți copii ajung să consume droguri în școlile din România? Agenția Națională Antidrog realizează periodic un studiu ESPAD, un studiu care se realizează la nivel european, privind prevalența consumului de droguri în populația școlară de 16 ani. Conform acestui studiu, există foarte mulți tineri, să spunem așa, care au experimentat cel puțin o dată în viață consumul de droguri. Acesta este datorat poate și apariției pe piață în 2010-2011 a noilor substanțe psihoactive, celebrele droguri legale, care i-a făcut pe cei mai mulți tineri să experimenteze acest lucru, crezând că, datorită faptului că aceste substanțe sunt considerate legale, nu li se întâmplă absolut nimic. Care sunt efectele acestor substanțe, să le spunem, nu știu, legale, cum le spun copiii? Sau? Din punctul meu de vedere, sunt mult mai periculoase decât cel al drogurilor tradiționale, pentru că aceste substanțe sunt vândute sub formă de droguri, să spunem așa, naturale, dar de fapt sunt substanțe chimice realizate în laborator, substanțe care sunt realizate să imite efectele drogurilor tradiționale, dar cu o putere mult mai mare de a declanșa dependența persoanelor consumatoare. De unde își procură copiii substanțele astea? De unde le iau? Că nu e ca și cum le găsești pe toate gardurile. Bun, e o discuție legată și de cum ajung în școală, dar pe de altă parte, care sunt cele mai frecvente locuri în care copiii pot procura astfel de, nu știu, substanțe? Din punctul meu de vedere, există un pericol foarte mare cel online, pentru că foarte multe dintre aceste substanțe sunt comercializate în mediul online, iar tinerii pot să acceseze site-urile
și să-și achiziționeze aceste substanțe fără nicio problemă, pentru că ele de cele mai multe ori sunt aduse prin curier rapid și atunci... Asta este o noutate, vă spun, aproape șocante. Nu este o noutate. Acest lucru s-a modificat, v-am spus, inițial drogurile acestea erau vândute în acele celebre spy shop-uri, magazine de vise. În momentul în care a fost modificată legislația, iar acești comercianți au fost forțați să închidă magazinele, ei au trecut în acest comerț online, mult mai greu de controlat și de oprit, de stopat. Da, iată, drogurile vin cu mașina de curier. Trist că se întâmplă lucrurile astea. Domnule Hriscu, repet, discutăm despre problemele astea așa din perspectiva părinților și profesorilor îngrijorați de amploarea acestui fenomen. Și nu sunt neapărat specialist, dar mă întreb de ce sunt, iată, atât de puține cazuri raportate de școli. Că, na, cu asta am început până la urmă, cu statistici, cu încercăm să ne dăm seama câți copii consumă droguri și încerc să-mi dau seama, școlile transmit informații în acest sens? Sunt prezente în zona asta în care reclamă, sesizează, cer ajutorul? Că mi se pare că e foarte multă liniște pe zona asta. Cred că ar fi important să ne amintim faptul că, totuși, istoria acestei țări cu drogurile nu este una foarte lungă. În perioada comunistă, drogurile erau ceva extrem de exotic, ceva care se întâmpla în țările vestice, în țările capitaliste. Practic, drogurile au intrat în România undeva spre sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, deci avem doar 20 de ani de experiență cu acest fenomen, care pentru foarte multă lume este în continuare ceva exotic, ceva extrem de străin. Din păcate, acești 20 de ani autoritățile române nu au reușit să construiască un sistem de prevenire, de intervenție și ne-am mulțumit să delegăm și să aruncăm acest subiect practic în mâinile poliției. În momentul de față, România este singura țară din Uniunea Europeană unde poliția este chemată atât să trimită în spatele gratiilor consumatorii, dar și să-i trateze. Și atunci se creează această situație în care drogurile nu sunt un fenomen de sănătate, nu sunt o problemă de educație, sunt o problemă de poliție. Și atunci, evident că oamenii au o ezitare în a chema poliția, în a se raporta în felul acesta. În al doilea rând, de asemenea, încearcă cumva să ignore această problemă, pentru că nimeni nu vrea, nu-i așa, să admită că are o problemă care ține de infracționalitate. Da, iertați-mă două secunde, dar cine ar trebui să se ocupe de problema asta, dacă nu poliția? Înțeleg că poate instrumentele pe care le are la dispoziție nu sunt neapărat cele mai potrivite, dar atunci cine anume ar trebui să facă ceva în așa fel încât drogurile să nu ajungă în curtea școlii? Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, organizațiile non-guvernamentale, presa, practic, Ministerul Sănătății, al Educației și societatea civilă sunt structurile care sunt cele mai potrivite pentru gestionarea acestor fenomene, care nu sunt ceva nou. Adică România nu a inventat problema drogurilor. Dimpotrivă, noi ne-am conectat din mers la un fenomen care are o vechime de mai bine de 100 de ani în societățile vestice. Deci, practic, ceea ce este de făcut, educația, programele de prevenire, programele de tratament, comunitățile terapeutice, sunt lucruri care sunt bine cunoscute în vest. De asemenea, este bine cunoscut faptul că apelul la poliție, la pușcărie, la sentințe cu închisoarea din ce în ce mai mari, nu fac decât să obțină efectul contrar, o creștere a problemelor legate de consumul de droguri în populație, o creștere a infracționalității, dar, din păcate, nu avem înțelepciunea de a prelua soluțiile care s-au dovedit eficiente,
ne preferăm această atitudine de ignorare și de negare a problemei, iar în momentul în care problemele apar de sub preș, așa cum se întâmplă de obicei, chemăm poliția. Da. Domnule Gheorghe, vă rog, să știți că am și o întrebare pentru dumneavoastră, că o să vă rog să ne explicați care este cadrul legislativ privind consumul de droguri în România și dacă putem face o comparație cu ce se întâmplă, nu știu, în alte țări, în vestul Europei, de pildă. Doar o mică completare aș vrea să fac la ceea ce a spus domnul doctor. În România, consumatorul de droguri nu este incriminat. Poliția poate să fie anunțată că există un consumator de droguri, dar nu poate să-l aresteze, pentru că prevederile legii nu fac acest lucru. Posesia, aceasta este incriminată. Posesia, într-adevăr... Și se poate consuma fără să posezi, domnul doctor? Eu vă spun exact cum spune legea 143. Consumatorul de droguri nu este incriminat. Din acest motiv, în 2005, când a fost modificată legea, acest lucru a fost realizat exact ca acești consumatori de droguri să poată să ajungă la tratament fără a avea un dosar penal. Pentru că până atunci, până în 2005, un consumator de droguri care ajungea la spital, dacă spunea că vrea să fie tratat ca și consumator de droguri, medicul era obligat să anunțe poliția. În momentul de față, acest lucru nu se întâmplă. Într-adevăr, există foarte multe cazuri, pentru că Agenția Națională Antidrog evaluează și persoanele consumatoare de droguri trimise de DICOT. Sunt persoane care se declară consumatori de droguri, dar au fost prinse pentru că deținau asupra lor o anumită cantitate de droguri. În momentul respectiv, DICOT-ul este cel care stabilește dacă cantitatea respectivă era pentru consum propriu sau pentru trafic. Noi doar stabilim dacă persoana respectivă are o problemă legată de consumul de droguri. Da, încerc să înțeleg cumva, încerc să deslușesc din toate detaliile astea juridice care sunt pericolele care îi amenință pe copii. Eram curios să știu care este cadrul legislativ în alte țări, de pildă. Cum fac cei din Europa? Spunea și domnul Hriscu și o să-l rog și pe dumnealui să ne spună care sunt, nu știu cum să le spun, exemple de bună practică din partea autorităților vis-a-vis de acest fenomen. Și în alte țări, consumul de droguri la minori, la copii, da, este interzis. Programele de asistență sunt în special realizate, programele de tip justiție terapeutică, cum este implementat și în România în momentul de față, este implementat în special pentru persoanele majore. Sunt întru totul de acord cu ce spunea doctorul Hriscu, că este nevoie de implementarea unor proiecte de prevenire, de informare, de educare a tinerilor privind riscurile consumului de droguri. Și aici, într-adevăr, toate instituțiile statului, că sunt instituții publice, că sunt organizații non-guvernamentale, că sunt societăți private, trebuie să se adapteze necesităților și problemelor actuale ale tinerilor. De multe ori, eu nu am o problemă că este, nu știu, face Ministerul Sănătății sau face ONG-ul X sau face Ministerul de Interne. Pentru copilul meu este important ca cineva să implementeze astfel de programe. Domnul doctor Hiscu știe foarte bine că România se confruntă cu o problemă în ceea ce privește numărul de specialiști care este nevoie pentru a trata persoanele consumatoare de droguri sau specialiștii care să implementeze activitățile de prevenire a consumului de droguri. Și este o problemă, într-adevăr, din punctul meu de vedere, foarte gravă. Păi dacă nu sunt specialiști acolo în instituții, la abilitate, gândiți-vă că în școli situația este de-a dreptul catastrofală. Vă spun din experiență, deci din ce mi-amintesc, singurul context în care le poți vorbi copiilor de pericolele reprezentate de consumul de droguri reprezintă ora de dirigenție, acolo unde se face. Acolo unde nu se fac ore de matematică și de română pentru evaluarea națională sau bacalaureat, există un modul, există practic o oră pe an, le spui copiilor, bă, copiii, nu e bine să consumați droguri. Cam atât, că în mod evident, expertiza profesorului este limitată. Domnule Hriscu, cum fac profesorii, cum fac specialiștii în alte țări pentru a limita acest fenomen? Vă răspund și aș vrea să includ un răspuns la ceva ce a menționat domnul dr. Gheorghe. Eu nu consider că este irelevant ce instituția statului organizează aceste programe. Cred că, de fapt, este enorm de important cine deține coordonarea acestor programe.
Și cred că una din marile probleme ale acestui domeniu în România este faptul că coordonarea acestui domeniu care ține de sănătate, adică consumul de droguri, dependența de droguri, mai ales la minori, este o problemă de sănătate publică, nu este o problemă de poliție. Din păcate, și aici nu este o acuză adusă colegilor din Ministerul de Interne, colegilor psihologi din Ministerul de Interne, dar este mai degrabă o acuză adusă Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății nu a fost dispus să preia această responsabilitate și a fost mai degrabă fericit să o paseze poliției române. Din păcate, în acest moment, din cauza acestei absențe, a acestui jucător important și esențial, Ministerul Sănătății, ne găsim în situația în care, practic, nu avem programe de prevenire care să fie cumva validate științific în școlile din România și accesibile și distribuite la cât mai multe școli. De asemenea, posibilitățile de tratament, vă reamintesc că în România nu avem un centru de tratament al dependenței de droguri la minori, cu paturi. Deci, în momentul de față, dacă ai un copil care consumă droguri, nu ai unde să-l internezi într-un centru în care să primească o terapie pe termen lung. Deci ne găsim într-o situație și, cum spunea și domnul doctor, avem o absență de specialiști pentru că nu avem competență pentru medici pentru a se forma în acest domeniu al tratamentului dependențelor de substanțe. Și atunci, această absență și această lipsă de implicare a Ministerului Sănătății, pasarea responsabilității în curtea Poliției Române și a Ministerului de Interne, a creat o situație absolut gravă și suntem singura țară, din câte știu eu, din Uniunea Europeană, unde cel mai consumat drog în populația generală sunt aceste legale, aceste etnobotanice, care au devenit cel mai consumat drog, mai consumat chiar și decât cannabisul, deși efectele lor asupra sănătății sunt absolut devastatoare în comparație cu alte substanțe. Da, 0372069599, reiau invitația către ascultătorii noștri, poate ne ajută, nu știu, cu gânduri, cu soluții, cu măsuri pe care le-am putea lua, pentru că, iată, suntem în situația cumva sensibilă în care nici să nu avem cui să cerem ajutor. Avem cui să cerem ajutor, dar că nu ni se răspunde. Adică Ministerul Sănătății, din păcate, în această problemă, de 20 de ani de zile, răspunsul lor este să se ocupe Ministerul de Interne. Care sunt instrumentele de care beneficiază, iată, instituția pe care o reprezentați dumneavoastră în eforturile astea de a limita consumul de droguri în școli? Aș vrea să spun doar de un singur primă fază, de un singur proiect care se desfășoară, din punctul meu de vedere, cu succes, este adresat în special tinerilor, minorilor, este proiectul Safe Spaces, pentru prin care tinerii identificați că au inițiat consumul de droguri pot cere sprijinul psihologilor noștri. Este un program care se desfășoară în parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului și astfel tinerii ajung să primească un sprijin, într-adevăr, poate în prima fază este mic, pentru problemele pe care le identifică. Un alt proiect pe care noi îl considerăm foarte important este cel de formare a cadrelor didactice în acest domeniu, o formare, să spunem, de bază, să cunoască și ei puține informații despre tipurile de droguri, despre efectele pe care le au aceste tipuri de substanțe, despre cum să identifice primele semne care pot apărea la o persoană care a inițiat consumul, astfel încât să ia măsurile cele mai rapide, să cunoască, nu știu, instituțiile care pot furniza servicii pentru ei. Într-adevăr, cum a spus și domnul doctor, în ceea ce privește minorii, într-adevăr, suferim foarte mult în tipurile de servicii pe care le putem furniza acestora. Da. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri sau o să reluăm legătura cât mai curând? Pe de altă parte, aș vrea să atrag atenția asupra situației foarte delicate în care un tânăr care, să spunem, care avea probleme cu drogurile, în condițiile în care posesia în vederea consumului propriu este faptă penală, ar avea o problemă să se adreseze, practic, unui angajat al Ministerului de Interne,
minister care este în situația de a aplica și legea privind combaterea și deci urmărirea penală a consumatorilor, nu, a celor care posedă în vederea consumului propriu, ca să folosesc expresia corectă. Deci există această situație în care ne putem imagina că un tânăr sau un consumator în general are o problemă de încredere în a se adresa unui angajat al Ministerului de Interne care ar trebui să-l ajute cu problema sa de consum. Și cred că aici este o mare problemă pe care noi ca societate va trebui să o rezolvăm, pentru că problemele vor crește în intensitate. Tinerii aceștia sunt în Petroșani, nu sunt în București, nu sunt în Cluj, nu sunt în Timișoara. Sunt 6,3% oameni care au consumat etnobotanice în România. Astea sunt declarații. Deci, probabil că cifra reală este mai mare. De asta m-am speriat și eu un pic, pentru că inițial știrea de care v-am amintit la începutul emisiunii e undeva în Petroșani, adică nu e în Buricul Târgului aici la București. Dacă cineva aude această emisiune și dumneavoastră presa în mod special, cred că avem o responsabilitate să adresăm această problemă Ministerului Sănătății, care în ceasul al 12-lea, și nu exagerez când spun ceasul al 12-lea, ar trebui să numească o structură care să se ocupe și să preia de la Agenția Națională Antidrog responsabilitatea prevenirii și tratamentului și să lase Ministerului de Interne responsabilitățile privind combaterea traficului și așa mai departe. Da, cred că am refăcut legătura cu ascultătorul nostru de mai devreme. Bună seara, sunteți în direct la Europa FM. L-am intimidat, cred. Alo, bună seara, nu ne auzim acum? Nu m-ați intimidat deloc. Sărut mâinile, bună seara. Era bună a treia încercare, să știți, începeam să am emoții. Vă rog. Nu mai, chiar vă rog să aveți emoții, pentru că eu sunt revoltată total. Vorbim ca să n-adormim, da? Spunem vorbe. Cum își permite domnul ăsta să ia problema de la coadă ca să ajungă la cap? Așa ceva nu se poate. Ajutați-mă să înțeleg, da? Vă rog. Haideți să o luăm încet, da? În câteva cuvinte, că sunt foarte revoltată și chiar n-am chef să vorbesc mult. Deci, eu dacă merg în piață să-mi cumpăr un produs, orice, că e pătrunjel, că e carne, că e pește, dacă nu găsesc, am două opțiuni. Fie schimb meniu, da? Fie renunț. Clar. Așa e și cu drogurile. Ăsta e un produs. Deci să o luăm de la început. Dacă eu nu găsesc produsul, înseamnă că acest produs nu a intrat în țară. Da? De acolo vine problema. Ajutați-mă să înțeleg cu ce au greșit invitații mei, că până acum nu cred că v-au contrazis cu nimic. Lăsați-mă cu invitații dumneavoastră de 2 bani. Și-o zic ok, vă mulțumesc tare mult. În cazul ăsta e regulă. Vă înțeleg. E foarte adevărat că este un subiect care provoacă emoții, într-adevăr. Da, mă rog, să nu fie emoții foarte mari totuși. Vă reamintesc că vorbim despre consumul de droguri în contextul în care acest fenomen a ajuns la vârste din ce în ce mai mici. Și acum, nici măcar nervii nu ne ajută în situația asta. Iertați-mă, mai degrabă responsabilitatea. I-aș spune, doamne, îmi pare rău că n-am mai putut continua conversația, dar i-aș spune că responsabilitatea primează și în fața nervilor și în fața emoțiilor, nu știu de care, că noi trebuie să facem niște lucruri repede. Am plecat de la experiența personală, știu că în învățământ nu avem, nici noi nu avem foarte multe instrumente la îndemână. V-am spus, avem o amărâtă de oră la dirigenție în care chipurile ar trebui să le spunem copiilor câte ceva. Nici noi nu știm ce să le spunem foarte bine. Apropo de asta, vorbeam înainte de emisiune cu dumneavoastră, domnule Gheorghiu, despre sursele noastre de informare. Nu știu, am răscolit un pic pe internet, așa, nu sunt foarte multe, nu știu. Noi profesorii unde să ne uităm când vrem să le povestim copiilor sau la cine să apelăm? Îmi imaginez că Agenția Națională Antidrog nu are, nu știu, mii de angajați să-i trimită prin toate școlile. Unde să ne ducem, pe cine să întrebăm? Agenția Națională Antidrog a dezvoltat un website, infodrog.ro, unde sunt informații legate de tipurile de droguri, de efectele care pot apărea ca urmare a consumului lor. De asemenea, măsuri care să sprijine părinții în modalități de comunicare cu copiii
care au inițiat consumul de droguri, măsuri de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, precum și o listă a centrelor care pot fi o sursă de sprijin sau posibile implementatoare de programe pentru persoanele consumatoare de droguri, astfel încât tinerii sau persoanele să fie îndreptate către ceva în prima fază, astfel încât să poată să beneficieze de un sprijin de specialitate. Să știe să apeleze la organizația X, la centru Y, unde să primească informații de specialitate, astfel încât acele informații să îi sprijine în rezolvarea problemei lor. Ar fi minunat să știe și părinții din Petroșan, de pildă, sau Vaslui, sau habar n-am, Craiova, din oricare, nu știu, sper să aibă la dispoziție astfel de specialiști. Agenția Națională Antidrog are o rețea de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, câte unul pentru fiecare județ și unul pentru fiecare sector al municipiului București. Din punctul meu de vedere, este o posibilitate puțin de a primi mai multe informații de la colegii respectivi în funcție de nevoile pe care le au. Este un instrument pe care îl avem în momentul de față. 0372069599. Vă propun să vorbim cu responsabilitate despre ce putem face pentru a limita consumul de droguri în școli. Cred că suntem în direct cu un alt ascultător. Seara bună, ne auzim? Bună seara, ne auzim. Bună seara, cu cine stau de vorbă? Cosmin Ionită. Cosmin, nu ești foarte nervos, nu? Nu sunt foarte nervos, sunt așa, nu știu să zic, între. Okay. Dar nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau absolut nimic să fac rău. Hai să vedem ce putem să facem. Ca idee, am locuit o perioadă un pic în București, în sectorul 1, și am găsit o pungută cu iarbă chiar în spatele blocului. Acum, întrebarea mea era ce să fac, să anunț poliția sau să mă fac că nu văd. Am fost puțin speriat, în sensul că dacă puneam mâna pe produsul respectiv, cred că m-aș fi băgat la niște declarații și amprente de nu mă vedeam, corect? Tot ce e posibil, din ce am înțeles de la invitații mei, da. În același timp am vorbit cu un amic de la DICOT, care mi-a spus, zice, nu pune mâna pe el, dar nici l-a anunțat poliția. Și acum stăteam și mă gândeam, totuși, poliția știe cine vinde acele droguri în zonă. Cu siguranță. Ok, și ne așteptăm, dar din câte știu și cred că am și găsit niște studii, niște articole pe subiectul ăsta, știu că se face un soi de, din partea poliției, un soi de prevenție, un soi de... stau prin zonele alea prin care știu că totuși se vând droguri, așa, și iau cumva în vedere. Dar e bună întrebarea ascultătorului nostru și îl invit pe domnul Gheorghe să-i răspundă. Ce face poliția cu persoanele pe care le știe? Vreau doar să fac o precizare, că s-ar putea să se fi creat o confuzie. Agenția Națională Antidrog nu este în cadrul Poliției Române. Da, categoric. Este o structură diferită. Sunteți mai informat decât noi. Asta într-adevăr, deci de asta, pentru că și domnul doctor și ascultătorul dumneavoastră îmi pune întrebări legate de activitatea poliției. Nu suntem poliție, într-adevăr, activitățile poliției în momentul de față, ei știu ce mai bine, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, cu siguranță urmărește persoanele care distribuie astfel de substanțe, posibil să aibă o hartă a zonelor unde sunt astfel de substanțe, dar din ce știu eu, cum a spus, aveți un prieten la DICOT, sunt multe lucruri care trebuie să fie luate în considerare într-o astfel de acțiune, din punctul meu de vedere. Să vezi cum au apărut, să urmărești persoanele. Dumneavoastră, dacă ați fi văzut o plasă pe jos, sau eu, dacă văd acum o plasă pe jos, pot să anunț poliția să spun că este ceva suspect. Ne spună nimic, corect. Cu siguranță da. Poliția nu v-a făcut absolut nimic, pentru că dumneavoastră ați făcut, sincer, o faptă extraordinar de bună. Ați văzut un colet care pentru dumneavoastră reprezenta ceva suspect și ați anunțat. Cu siguranță nu cred că s-ar fi întâmplat, nu s-ar fi întors nimic împotriva dumneavoastră. Cred că ar și trebui să dau niște declarații cu ora la care am văzut adresă, aș fi petrecut niște ore pe la secția 2 de poliție. Deci, înțeleg că nu ai declarat până la urmă, adică nu ai comunicat autorităților. Nu am comunicat autorităților și, în al doilea rând, să fiu sincer și cu mâna pe inimă, îmi este frică să declar aceste lucruri. De ce îmi este frică? Pentru că încă apreciez foarte mult ceea ce face Asociația Antidrog.
corect, apreciez enorm de mult. Doar că nu ajunge la tine. Pentru că noi nu, ca nație, nu promovăm aceste lucruri pe media. Uite, Europa FM încearcă să facă lucrul ăsta, dar atenție, nu, nu, atenție, promovăm politici de prevenție, promovăm specialiști și oameni care cunosc bine fenomenul, tocmai de asta. Domnule Hriscu, îți mulțumesc tare mult, Cosmin, foarte interesant ce ne-ai povestit. Constat că problema e chiar mai mare decât mi-o imaginam eu, pentru că inițial, într-adevăr, m-am gândit la ce pot face autoritățile statului, ce pot face școlile, profesorii, dar iată, cred că e o problemă legată de mentalul colectiv. Nu știu dacă avem reflexul civic de a semnala, de a interveni, de a fi prezenți acolo unde e nevoie de noi. Nu știu, cum vedeți povestea asta? Cum o comentați? Mie mi se pare foarte sugestivă intervenția ascultătoarei dumneavoastră. Oamenii au ajuns la un nivel de exasperare față de acest fenomen care atinge foarte mulți oameni și au sentimentul că nu se întâmplă realmente nimic, ceea ce într-un fel este adevărat. În plus, mai suntem în... Desigur că da, vă ascultăm. Deci există acest nivel de exasperare în populație și profesorii la fel se simt neputincioși, asistă la cazuri de consum, de dependență în rândul tinerilor și nu au cum să intervină, nu au unde să trimită acești tineri pentru tratament, nu există specialiști apare doar această, apropo de am chemat poliția. Sigur, e foarte bine să chem poliția, dar asta nu va rezolva nici dependența tinerilor, nu va rezolva nici faptul că suntem această țară în care se consumă etnobotanice, care sunt ieftine și pe toate drumurile. Deci, practic, avem nevoie de un efort la nivel de țară care să abordeze această problemă. Din păcate, apropo de mentalul colectiv, avem această tendință de a aștepta să se întâmple o tragedie, după care nu, am avut colectiv, am avut o mulțime de alte situații de genul ăsta, se produce o intervenție intempestivă, se repară foarte, foarte superficial lucrurile, după care facem lucrul, ne întoarcem la situația obișnuită. Din păcate, cu sănătatea nu poți să faci lucrul acesta. Poți să faci asta cu drumurile, poți să faci asta cu multe alte lucruri, dar cu sănătatea nu poți să cârpești. Pentru că mai devreme sau mai târziu problemele se vor agrava. Și problemele în societatea românească cu drogurile se vor agrava până când vom avea un răspuns pe măsură care să implice Ministerul Sănătății. M-aș bucura să-l avem cât mai repede. Până atunci suntem în direct cu încă un ascultător Europa FM. Seara bună, ne auzim? Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Numele meu este Diana, vă sunt din București. Te salut, Diana, te ascultăm. Am crescut aici. Am o singură propunere pentru această instituție Antritoc, dacă este o instituție până la urmă, în care populația își pune mare speranță, dar din păcate nu știu cât poate să facă. Sunt fost cadru didactic și mama unui băiat de aproape 24 de ani și vă spun că puterea exemplului este cea mai elocventă. Un singur exemplu și nu vă țin mult. Am fost de față într-un moment în care un turist a plecat într-un weekend special dedicat consumului, da? Într-o țară în care consumul este legiferat, stând lângă un copil care avea la alegere să plece în acea țară la studii, am văzut cum efectiv respectivul turist în vârstă de vreo 30 ceva de ani, cu soția și doi copii mici, s-a prăbușit din cauza acelui, mă rog, consum pe care îl făcuse imediat cum ieșise din avion. A fost șocul atât de mare asupra copilului meu, încât sigur, nu cu sigur, aș putea să jur și să-mi bag mâna în foc că nu se va atinge de aceste nenorociri niciodată. Da, e foarte... Da. Să ne luăm copiii domnilor profesori, domnilor doctori, reprezentanți instituției. Faceți programe în școli, luați copiii cu acordul părinților și duceți-i în spitale unde sunt acele secții speciale
de dezintoxicare, să-i vadă ce înseamnă sevraj, să vadă ce înseamnă această otravă care le intră în creier. Și încă un semnal de alarmă. Nu e vorba de a speria tinerii, este vorba de a le inocula în cap, așa cum s-au făcut alte chestii inoculate prin puterea noastră a mass mediei, să le spuneți că odată ce se ating de ele, vor fi pe veci dependenți. Nu există, decât în cazuri foarte rare, cu o voință enormă să poți scăpa de această nenorocire. Nu există oameni care să încerce să se lase și să reușească 100%. Până la urmă, rezultatul este moartea. Este un mesaj foarte grav din partea mea. Probabil că un pic să știți că de data asta nu vreau să-l cenzurez cu nimic, pentru că, într-adevăr, până la urmă, copiii trebuie să înțeleagă că lucrurile astea sunt foarte grave. Exemplu, un copil căruia îi rămâne întipărit în memorie un asemenea eveniment dureros, cu lacrimi, cu prăbușire și cu o mașină care vine terapie intensivă, să-l bagi acolo, se mai da și o factură de câteva mii de lei, vă spun sigur că este un șoc pentru el și nu se va atinge niciodată de substanțele astea. Niciodată. E puterea exemplului. Da. Și cu cât sunt mai cruzi, cu atât este mai bine. Da, mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Se formează în familie până la 18 ani, după care e major. Și tu, ca părinte, nu mai ai ce să-i mai faci. Da, așa e. Mulțumesc tare mult. Uite un exemplu. O soluție, o posibilă soluție, și asta este, o iau așa, ca, în calitate de părinte până la urmă. Puterea exemplului și apropierea de copil. Pentru cei care sunt părinți și ne ascultă acum, poate că asta ar fi o soluție. Să fim aproape de copiii noștri. Probabil că este cea mai importantă și cea mai bună măsură pe care avem la dispoziție. Nu știu, mai am un minut la dispoziție, totuși, pentru că aș vrea să-l rog pe domnul Hriscu, pe domnul Gheorghe, un sfat, o sugestie, o recomandare pentru profesori. Noi suntem primii care avem de gestionat povestea asta și cumva ar trebui să știm ce să facem, cum să facem și să avem curajul de a transmite mai departe, pentru că iată, sunt foarte multe cazuri despre care habar n-avem. Domnule Hriscu, vă rog. Cred că ar fi foarte important să înțelegem că fenomenul acesta este un fenomen foarte complex, că nu este ceva care poate să fie șters cu buretele, că este ceva ce trebuie să administrăm, nu să-l facem să dispară. Nu există societate în această lume care să fi făcut asta, o societate democratică, mă refer. Și ce aș sublinia faptul că această responsabilitate pe care o punem pe părinți și pe profesori este o responsabilitate mult mai mare, mult prea mare atunci când ei operează practic într-un vid de specialiști, într-un vid de centre de intervenție. In extremis, ceea ce aș putea să văd, aș vedea ca o școală sau poate chiar mai multe școli să își coordoneze efectele, să identifice niște organizații non-guvernamentale, niște medici, niște psihologi care pot să deruleze un program, eventual să petiționeze autoritățile locale, Consiliul Județean, Consiliul Local, pentru a finanța niște programe la nivel local, pentru că doar o lecție, doar un exemplu, nu e suficient. Sănătatea este o chestiune care complexă și care necesită răspunsuri complexe. Da, nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc tare mult pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit și ascultătorilor că au fost alături de noi. Ne reauzim săptămâna viitoare, sper eu, cu subiecte mai optimiste. O seară de milioane vă doresc. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.